Adnan a fost acuzat, printre altele, de conducerea unei bande criminale, de spionaj politic și militar și de abuz asupra minorilor. Un tribunal din Istanbul a condamnat la 8.658 de ani de închisoare pe un televanghelist care s-a înconjurat de femei îmbrăcate sumar, pe care le numea pisicuțe. În cadrul unui nou proces, a anunțat presa locală turcă. Adnan, care a fost descris ca fiind un lider de cult, conducea emisiuni de televiziune înconjurat de femei în timp ce predica creaționismul și valorile conservatoare. De asemenea, el a publicat cărți în mai multe limbi din întreaga lume sub pseudonimul Harun Ahia. Bărbatul de 66 de ani și sute de adepți ai săi au fost arestați în 2018 după ce un raid al poliției în vila sa a dezvăluit că acesta conducea o rețea infracțională sub masca unui cult islamic heterodox care desfășura campanii internaționale împotriva evoluției prin intermediul mai multor edituri și instituții media. Canalul său online A9 TV a fost de asemenea închis. În ianuarie 2021, Adnan a fost condamnat pentru 10 acuzații separate, printre care conducerea unei bande criminale, implicarea în spionaj politic și militar, abuz asupra minorilor, viol, șantaj și provocarea de chinuri, relatează playtech.ro.